În acest an, România oferă 5.000 de burse pentru tinerii din Republica Moldova. Candidații urmează să depună dosarele la consulatele din Bălți, Chișinău și Cahul în perioada 17-31 iulie, anunță Ambasada României la Chișinău. Astfel, 1.500 de locuri sunt oferite pentru învățământul preuniversitar. 2.800 de burse sunt rezervate tinerilor care vor să obțină o diplomă de studii superioare. Totodată, 550 de locuri sunt alocate pentru masterat, 25 pentru rezidențiat, iar 125 pentru doctorat. Bursa lunară oferită de statul român constituie echivalentul la 65 de euro pentru studii de licență și 85 de euro pentru masterat și doctorat. De asemenea, bursierii beneficiază de asistență medicală gratuită și tarif redus pentru transport.